Pregătiți-vă pentru revenirea în forță din această toamnă. Pregătiți-vă pentru un uragan savuros de observații. Știu sigur că v-a fost dor și nouă ne-a lipsit Dana Budeanu, creator de stil. Că mie chiar mi-a fost dor. Săruna, bine ai venit! În caz că nu știi, doamna... Atela Popescu. Ai cum să răspunzi la nimic, pentru că el vorbește continuu. Așa. Normal. Hashtag normal. Bine v-am găsit. Da. Poți să pupi, îi place. Nu mă lasă, știu, lasă că... Ce ai pățit, mă? E, am pățit, că de la... De la bătrânețe. De la bătrânețe, doamna, știi că... Să te așa, să te vedem mai bine, că nu... La fel. La fel. Neschimbată. Hai că vă las dacă e. Da. Hai că eu nu mă deranjez. Bine ai venit. Ce faci? Cum ți-a fost vara asta? Ți-a fost dor de noi? E, mai mult de mine. Ce, vouă a fost de mine? Da? Nu, chiar ne-a fost foarte dor de tine. Cum ai trecut, mă, vara fără mine? Păi, dacă nu m-am perpelit... Nu, și Geana pe pagina ta de Facebook și de Instagram, ce crezi? Asta e toată lumea. Te și cităm, adică... Da? Da, bineînțeles. Bravo. Păi dacă e, poți să nu vin și dormi și tău. You never see what I do. Cum ai zis? Ce a zis? Făcut? Nu știu că ea o rupe și pe franceză. E, pentru că n-a vorbit de mult timp, n-a păi venit un zic, an. Dar vă rog, aveți trebuie să o lăsăm și pe ea să știi că eu să-ți dau cuvântul de 2-3 ori. Nu, nu, atât de puțin? Mai de mult? Mă rog, nu mai zic. Ai văzut ce schimbări am făcut aici? Da, e mișto. Canapele astea, poroșe, așa, pă, da, mai de, știi, mai pe eleganță, de cum, erau, cum mai aveam birouri înainte, știi... Mai pe lux. Ușa... Intră banii de la multinaționale frumos. Erau lux, de pele. Canapele, lux, bravo. Canapele, frumos. Da, e frumos, îmi place. Ești mulțumită, place. Nu? Da, și tu te îndrepți către culoare? Sau? Nu-s bine? Ba da. S-s mai bine acum, nu? Da, ești într-o... Ești pe cale, să, ești pe cale să, să fii bine, da. Uite-mă. Frumos, frumos, frumos. Da, acum și bronzat puțin. Deci ca să vezi în ce situație am ajuns din cauza ta, pentru că știu că tu porți tocuri în orice situație a vieții, eu cu întorsă o săptămână am purtat tocuri. Am purtat tocuri. Și acum practic mi-am distrus picioarele. I s-a agravat situația și acum practic trebuie să nu mai port. Da, 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 exact. Na. Ce să fac? Asta e când asculți pe cineva vorbește. Adică e din vina mea. Păi nu, mă, că-ți spun eu cum faci. Tu trebuie să stai așa frumos pe fotoliul tău întors la cameră, țiplă cu tocuri, el în jurul tău ca o furnicuță, bam-bam-bam, și nu te ridici. Nu, asta nu exagerăm puțin. Nu-ți lipsește nimic? Nevoie de nimic, ceva? Îmi lipsește, dar sunt obișnuită să-mi lipsească. Nu, pentru că sezonul ăsta nu o să-ți mai lipsească nimic. Păi n-am pregătit eu un eclerant corespunzător pentru... Păi de acum, numai că... Stai puțin, avem o nouă colegă. Viviana, te rog frumos, să aduci... Am adus, am zis să mă pun bine cu Dana, nu cumva să am probleme sezonul ăsta. Da, draga mea pentru tine. Așa. Partea echipei, da, perfect. Mulțumim, mulțumim. Mi-am terminat treaba aici, nu vreau să vă deranjez cu nimic. Mergi, mergi la domnul. Ai vorbit la conducere? Practic... Li s-a făcut și milă de s-a Dar pe rit vechi cum era? Aveau dreptul și prezentatorii să mănânce din prăjitura ta ca să nu greșesc? Da. Tu vezi, mă, nu. Știi, cu asta o să deschid emisiunea, după ce vedem toți beta că nu știu, o să deschid emisiunea cu așa un mic intro despre ierarhii și cum nu se respectă ele. De exemplu, acum, înțelegi? Exact. Adică, faptul că există eclerele astea, mi se datorează exclusiv. Da. Este în ordine. Șeful mănâncă primul. Eu n-am zis că să mănânc eu primul. Și după ce se satură șeful, aia? Mănâncă. Dar cât îi ia lui șeful să se sature? Asta e întrebarea. Ia mult. Ia așa multe. Că ai răbdare, ai răbdare. Are vreo 2-3 care nu-i plac neapărat, dar alea pe care le aruncă, alea poate să ți le arunce ție să mănânci acum. Cu frișcă, ia. Cu frișcă, nu. Super, mulțumesc mult. Ia. Nu, că eu primesc orice, nu-i problemă. Ia? Da? Nu, nu, stai puțin, stai puțin ca să nu zic că vrei să zic, eu vreau să zic... Introduci și tu materialul ăla ca să vedem, să știe și doamna Dana ce are de... Cu sufletul la gură așteptăm cu toții verdictul Danei Budeanu, așa că mergem să vedem cum s-au îmbrăcat vedetele la cel mai recent eveniment, apoi, desigur, revenim. Talentată, talentată. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Seara. Lejer, de plajă așa, de o petrecere de piscină, ce să zic, nu știu, lejer. Am o ținută de festival și așa cum mi-a spus Joe, că trebuie să fie și în general nu mă interesează foarte tare, adică eu mă îmbrac așa cum îmi place mie să mă îmbrac. Scriem un pic ținuta din această seară. Cum să încep? Este
o ținută casual chic, aș denumi eu. Chiar dacă port această rochie din catifea cu crăpătura pe piciorul drept, ca să vă dau detaliile exacte. Cu o pereche de bocanci devine deja mult mai relaxată și cu tricoul ăsta tie-dye, imprimeul acesta tie-dye care se poartă în tendințe. Eu cred că este o ținută de seară, dar în același timp relaxată și mă și reprezintă. Am un tricou și o pereche de colanți cu o pereche de bocanci. Nu știu ce să-ți descriu mai mult, pentru că mi-am ales singură ținută în seara asta și mi-am pus-o pe mine și am zis, perfect, așa mă duc, nu mai contează. Ideea este să ne distrăm, asta e ideea principală când mă văd atunci când mă văd cu Joe. Această ținută este foarte importantă în această seară pentru mine, pentru că este o rochiță de la Dana Budeanu, pe care am primit-o cadou de la ea odată cu lansarea piesei Taxi, Gen, și atunci eram foarte slabă și acum am pus această rochiță ca să mă sărbătoresc pe mine, că am slăbit atât de mult și chiar îmi este mai largă decât mi era atunci. Cum îți descrii ținuta din această seară? Este o ținută rebelă pe care mi-am ales-o eu. Nu știu dacă este ceea ce trebuie, însă pur și simplu m-am simțit liber. Am fost și puțin obosit de la filmări și de la multă muncă și am zis, băi, hai să pun ceva pe mine and let's go with the flow. O ținută de festival, lejeră din punctul meu de vedere. Am fost întotdeauna fana franjurilor. Nu știu, în general îmi place să mă îmbrac lejer. Degeaba există anumite trenduri. Dacă nu consider că mă reprezintă unele costumații, prefer să nu le port. Întotdeauna am încercat să fiu eu și mi-am dorit să mă simt bine atât în pielea mea, cât și cu hainele după mine. Cel mai bine știu să port niște lucruri pe care oamenii cu care lucrez știu să le pun atât de bine pe mine. Iar eu mulțumesc, Juno, pentru păr și cearcăne. Sunt responsabil. Descrie vestimentația din această seară. E în stilul meu, un pic retro, 80-istă. Cumva îmi place să combin jeans cu stiletto. Aceasta este o achiziție nouă din Italia, această gecuță, tot din jeans. Am accesorizat, evident, cum îmi place mie, ceva vintage. Ținuta este una lejeră de party, așa ca între prieteni. Descrii ținuta din această seară. Cum scrie pe invitație, festival outfit. Lejer, Mateo, comod, vaporos, vaporwave. Vorbește lumea întrebat. Dar de ce le-am adus? Nu să le mănânce femeia? Păi, și ce vrei, să se strice până acasă? Aia deci acum 4 secunde am întrebat. Ia și un păhărel de amintă. Intrăm, șervețel, intrăm în direct acum, da, sau mai mănânc unul? Cove, mai mănâncă unul. Mai mănâncă. Păi nu, că el așa face, dă la Joale, înțelegi? Nu e adevărat. Da, nu știam cât timp ți-a ție să știi cum e. Ce era acum? Hai că te elibera și tu acum după vacanță și trebuie să vorbești și tu, să fii băiat. Hai. Da. Hai că vrei să ne spui ceva, știu eu. Aceste cuvinte bilă, le-am prins, da? Măi, la ce cameră mă uit? Încep întrebările acelea clasice. Mersi mult de tot. Camera cu bec. Așa, cu bec. Cu luminiță. O vezi pe luminița? Da. Zice zona, Dana. Așa. Înainte să dăm drumul la verdict care ne ține cu sufletul la gură. Nu vă ține, că vă zic eu acum, toți sunt prost. Dar, înainte să dăm drumul la verdict, vreau să semnalez un aspect foarte pozitiv, și anume, noul șef de la protecția consumatorilor, sau consumatorului, cred că se zice. Da, consumatorului. A venit vreodată peste protecția tine? Protecția consumatorului. Așa, protecția consumatorului, Horia Constantinescu, a impus un dress code în cadrul instituției. Fapt care a generat o isterie în rândurile probabil ale angajaților, dar și în general în comunitatea asta ale acestor militanți ai drepturilor și libertăților omului, în care probabil
militează și pentru ca noi să umblăm în șlap pe stradă, respectiv bărbații, femeile, în ultimul hal, etc., neîngrijiți, pentru că e vorba de libertatea fiecăruia și fiecare... Da, așa este. Este vorba despre libertatea fiecăruia până în momentul în care jobul tău este unul într-o instituție publică. În momentul respectiv, ținuta este obligatorie. Ceea ce el a făcut, ar trebui să facă absolut toți șefii de instituții publice din România, pentru că în momentul în care îți vine unul în șlap și în bermude, a.k.a. angajat la PC, și îți pune mâna pe lucruri prin braserie sau pe unde mai merge el să verifice, sau pe oriunde, tu nu ai cum să respecti o astfel de autoritate. Doi, ceea ce un director hotărăște, în speță Horia Constantinescu aici, sau oricine altcineva, se respectă, pentru că asta este problema în această țară care se vrea liberă. Faptul că nu se înțelege că civilizația se impune prin frică. Oriunde pe globul ăsta pământesc și oriunde, la orice nație, doar așa s-a impus. Ăia nu sunt civilizați că a venit cineva și le-a cântat o serenadă și i-a rugat să fie civilizați. Nu. Au reguli, amenzi, teroare. Și sunt civilizați. Voi trebuie să faceți un partid împreună acum, dau seama. Cine? Tu cu Cove. Da-s-mă, mă, că e un partidul meu. Are partidul. Eu nu îi primesc pe nimeni în partidul meu. E clar. Da, 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 chiar. Okay. Am înțeles. A se respecta ierarhiile. De ce vă spun asta? Pentru că doar prin frică se pot implementa regulile. Asta este legea universală. Cum vouă vă e frică de ceea ce cred voi, de aia respectați ce spun eu. Că da. De voi e frică. Da. Uite. Da. E frică. Ți-e frică? Da. E, cum? Deci trebuie să-ți fie frică până când regulile îți devin rutină. Da, obișnuit. Da? Da. Pentru că nimeni nu o face din respect. Așa și cu copiii, domnule. Toată lumea o face de frică, după care începe să le placă cu regula și o respectă, da? Deci va dura generații, oricum, această schimbare. Asta ți-am zis și eu, Popescu, că trebuie să mă respect și dacă nu, o să devin un dur. Hai să trecem la verdict. Hai să trecem cu verdictul că... Să începem cu Raluca. Cu Raluca. Raluca. Raluca, da. Ce am zis? Bine, să știi că domnișoara asistentă se duce să viziteze o cameră, dacă e să o conduci, că băieții conduc fetele până la așa, le așteaptă la ușă și după aceea se întorc. Eu am văzut-o. Doamna Dana, hai să ne centrăm pe ce avem de făcut. Nu se are grijă de asistentă. Am zis și eu că pe vremuri se avea grijă de asistentă. Uite, păi normal. Nu, un băiețel se duce cu o fetiță. Și o conduce și o așteaptă. Așa știu că e regula. Vezi că aici nu vorbim numai despre haine Cove. Da, știu, vorbim despre reguli de conduit. Da, m-a început verdictul. Asta, gata, hai, sunteți prostoți, dar nu it doesn't matter. Aproape toți, mă rog, două, trei excepții, dar nu sunt mici. Așa. Aici, ok, este dress code-ul care nu există, festival, nu știu ce. Da. Dar fiind ziua de nașterea cuiva, da? A lui Joe. Da. Așa, este ziua de nașterea cuiva, fiecare face ce vrea, poate să-și pună ce dress code vrea. La evenimentele publice însă, dress code-urile sunt acelea din normativ. Ok. Da. Băi, eu nu știu ce-i cu moda asta. Asta cu Raluca. Nu, eu nu știu ce-i cu moda asta. Asta cu tricou, asta că despre care o să vorbesc acum, Adela. Scuză-mă, deci, crezut că știu despre ce vorbesc, dar n-am știut. Eu înțeleg, eu știu, înțeleg, văd, am înțeles curentul kardashianist, îl înțeleg, nu-l apreciez, n-are legătură cu femeile, mă rog, și cu ceea ce înseamnă să fii feminin. Eu cred că toate femeile trebuie să fie feminine, da? Nu cred în această imbecilitate care cumva a acaparat și domeniul ăsta al hainelor și, mă rog, domeniul vestimentar în general, în care, vezi, doamne, suntem egale cu bărbații, deci ne îmbrăcăm și noi tot așa, cu tricou de ăsta, de rapper larg și cu colanți și cu... Nu, nu este absolut nimic frumos în aceste combinații vestimentare, deloc, nu înseamnă nimic chestia asta. Înțeleg că vă inspirați, că vă uitați, că el a impuse ca sezonul ăsta să avem colanți, să avem fosforescent, să avem de toate. Sezonul următor numai el a impuse. Ce faceți, mă, cu hainele astea pe care le luați pentru un să le aruncați? Sau ce se întâmplă după aia? Le transformi, le vopsești, le... Da, faci cât de adeștezi, bravo. Ea știe că a făcut și ea. Dar ideea este că ce faceți? Adică nici nu înțeleg. Pentru ce vă luați, de exemplu, tricoul ăsta larg, imens, fosforescent? Are Raluca un corp impecabil. Păi nu se vede.
L-ai văzut tu acum? Că eu nu l-am văzut. Acum nu, dar pot să spun că are un corp absolut superb. Felicitări, susțin femeile care se îngrijesc și care nu rup frigiderele și după aceea plâng pe la telefoane că de ce spunem că sunt într-un fel sau altul. N-am zis cuvântul cove, culcovei s-a prelins, efectiv așa s-a prelins pe fotoliu acum, a leșinat. Deci n-am zis nimic, relax. Asta, m-am ele relaxat. Se știu cum sunt, știi? Da. Nu, deci prost. Bun, mergem mai departe, Ana Baniciu. Da, hai că reținusem. Sunteți vreo 2, 3, 4, nu știu câte sunteți, că v-am văzut doar în beta asta, dar în general sunteți 90%. Bă, nu vă mai băgați în buze. Chestia asta cu băgatul în buze, fiți atenți aici. Cred eu, cred, nu știu, că este cea mai grea și fină intervenție estetică care se poate face. Mm-hmm. Eu cred că ori ești vreun Dumnezeu al buzelor, habar n-am ca medic, în rest nimeni nu știe să facă asta. Arătați toate ca niște rațe. E păcat, adică tu nu mai ai trăsăturile, tu nu mai ai expresia ta, nu mai există. Uitați-vă în oglindă, aveți un bot la fel, fiecare, adică este, e foarte greu. Eu am prietene, mă rog, cunoștințe, care își fac această intervenție, ba dă în 6 luni, ba odată și bine, ba, mă rog, nu contează. La toate există o problemă. Da? Vi se umflă buza prost, nu știu, se duce substanța, o ia razna, habar n-am, nu mă pricep, nu știu tehnic ce se întâmplă, dar se întâmplă prost. La tine se întâmplă prost, s-a întâmplat prost, ți-ai distrus fața, nu știu ce se poate face, e păcat. Pentru ce? Plus că sunteți atât de tinere, eu nu vă înțeleg. De ce sunteți atât de disperate să vă distrugeți fața? De ce alergați? Nu știu, fiți atente, ce voi vedeți pe Instagram nu există în realitate. Trebuie să înțelegeți asta. Stați, dormiți în face-up-ul ăla, nu mai postează una fără face-up. Ce ați pățit? De ce există această demență, această teamă, această frică că nu sunteți ok așa cum sunteți? De ce vă puneți aceste filtre toate acelea? Arătați la fel, adică nu vă imaginați. Da? Deci face-up-ul ăla sau, mă rog, că am înțeles acum că e și unul care face și corpul și așa. Face de tot. Așa. Cum să spun? Vă transformă în niște oi. Sunteți toate la fel, arătați la fel, zâmbiți la fel, aveți aceiași ochi, aceiași buze, același nas, etc. Care e ideea? Adică, clar, totul vine dintr-o nesiguranță pe care o aveți din punct de vedere fizic. Clar, că nu ai cum altfel. Adică dacă tu ai fi ok cu tine și trebuie să fiți ok cu voi. Că asta e mișto, că suntem diferiți toți, toate, suntem, uite, eu cu ea, suntem, nu avem nicio legătură, înțelegi? Nici mai multe puncte. Da, chiar n-aveți, da, nu aveți. Da, noi nu avem nicio legătură, dar e ok că suntem așa, adică nu putem. Dacă aș putea și tehnic s-ar putea, mi-aș pune acest face-up pe față și cu ea cu face-up-ul pe față și am sta așa la televizor să ne vedeți. Nu cred că am fi la fel de ok, adică eu nu știu de ce vă ascundeți, nu știu, nu știu. Însă, tu ți-ai distrus fața. Nu știu dacă poți face ceva, dacă poți face ceva, du-te și fă, înțeleg că există și posibilitatea, mă rog, nu unui mic revers sau nu există. Nu știu, am înțeles că există probabil doar la ceva malformat total. Nu e ok ce ți s-a întâmplat, combinația rochița cu asta ar fi fost foarte bună, am înțeles că te îmbraci cum vrei, bravo. Fiți atente la ciocate, atenție, fiți atente. Ciocata este o cizmă care pare foarte ușor de purtat de absolut toată lumea, nu. Diferența la ciocate o face înălțimea cizmei, da? Deci, în momentul în care ai gamba foarte subțire, îți poți permite o cizmă până aici, o cizmă până aici și atât. Nu te duci mai jos. În momentul în care ești minionă, cazul de față, cizma nu are voie să fie scurtă. Da? Deci cizma este până aici. De ce? Pentru că nu ai, lungimea piciorului nu este suficientă. Și faptul că tu mi-ai tăiat fix deasupra gleznei piciorul, stric, îți îngroașă gamba, îți scurtează piciorul. Ok? E important. Ce să zic? Da, bine. Atât. Mergem mai departe. Joe și Juno. Adică sărbătorita și iubitul ei. A, că a fost ziua cuiva. Da, a ei, da. Da, ei a fost.
Bravo. Și ce? A, ne-a zis că a îmbrăcat-o nu știu cine și că ea se simte confortabil când o îmbracă nu știu cine. Da. Auzi, fii atentă, sfat. Ia simte-te tu, mă, confortabil într-o zi. Cum te îmbraci tu singură. Vezi dacă te simți confortabil, că eu cred că o să te simți confortabil. Cine te-a îmbrăcat, te-a îmbrăcat prost. Combinația e greșită, proastă. Fusta e horror. Hai să explic de ce. Tiulul e de un singur fel. Ăla șmecher. Tiulul de mătase. 100%. Acela este, mă rog, un tiul foarte moale, care trebuie pus în foarte multe straturi ca să aibă volum, pentru că el, având mătase, e foarte greu, etc. Dar ăla e finesul. Da? După care urmează un alt tiul care este făcut, mă rog, dintr-o combinație, da? Pentru că, în general, toate aceste materiale sunt sintetice, da? Și, mă rog, e cel care stă destul de înfoiat, folosit la mirese, etc., fuste, tiu-tiu, din alea, mă rog. Și mai este mușama asta, transparentă, care arată extrem de ieftin și pe care nu vă recomand să o purtați niciodată. Adică astea sunt niște materiale care se pot folosi la costumele, nu știu, de gen prințesă, alea de, mă rog, Halloween, whatever, nu știu ce, pentru copii. Care le aruncă la gule. Se găsesc oriunde și la supermarket. Sunt acolo pe umeraj și pe aia le arunci. Le-ai purtat odată, le-ai aruncat, că n-ai cum să mai porți plasticul ăsta a doua oră. E foarte important. Uitați-vă la materiale, mai ales când vine cineva și înțeleg că te îmbracă și etc. Nu lua chiar orice, că în primul rând v-am spus, nu e nimeni în România, nu există nimeni. Nu există niciun stilist în România. Ok, care să vă îmbrace mai bine decât vă îmbrăcați voi. V-am spus ani de zile, când o apărea, vă anunț, a apărut un. Luați-l, da? Deci, prost. Bine, și alea ce sunt? A, și sistemul de Juno, solar, planetele. Cum? De iubit? Da. Juno și soțul. Iubitul. Iubitul? El, cum ar veni. Nu știu, eu nu mă uit la băieză. Bă, nu așa, uite-ți atât de pilaf. Uite, las mai bine că nu mă uitare și geantă poștaș. Ce ți aveam în poșetă? Ce aveți în poșetă? Laptopul, mai tare acolo, una, una ce altă. Aveți în poșete, mă? Da. Băieții nu poartă, mă, poșete. Fetele poartă poșete, da? Băieții nu poartă poșete. Băieții au buzunare și gata. It's ok, nu pleci cu poșeta nicăieri, că n-ai ce să ai în poșetă, da? Nu, uite, mai bine că nu m-am uitat. Lasă-mă, că nici nu știu cine e. De ce să vorbim despre toată lumea? Nu vreau să vorbesc. Da, de smiley, știi? Smiley, știu. Smiley. Da. Da, e stilul lui, nu e... Dar o să facem o comparație aici. Fiți atenți, băieți. Flăcăi. Flăcăi. Nu oricine poate să-și arate gambele. Știți că cel mai răspândit și cea mai, mă rog, cea mai răspândită operație estetică din lume, da, peste implanturile mamare chiar, sunt implanturile de gambe la bărbați. Ei, da. Se numește operația gemeni. Pentru că, într-adevăr, există o problemă cu picioarele bărbaților. Spuneți, doamna Dana, e bine problemă? Mai ai. Nu trebuie să spui. Eu sunt bine din toate punctele de vedere, dar... El are... El e bine din toate punctele de vedere fizic. Exact. Așa. Psihic mai e la punctul. Păi a rămas fata aia la toaletă? Nu, las. Aș, eu monitorizez și ce se întâmplă în spate. Nu știu cove. Că nu scapă nimic. Ea e geană pe tot. Pe tot. Da. Care e treaba cu gambele? Treaba cu gambele este că majoritatea băieților nu au gambe sau au acea formă a piciorului cilindrică, gen picior de recamier. Toți... Da, există și popou de vădană, știi ce e ăla? Da. Da, asta mi-a explicat Cove. Ia nu, uite, explica. Explicat. Mai explică-i mă și ei chestii înainte nu, să vin. Nu, de asta cu gambele. Deci fii atent. Cât s-o învăț? Exact. Nu, întrebarea de ce s-o mai învăț? Aia, așa, da, exact. Deci, efectiv, e sfârșitul. Așa, fii atent. Nu, că Dana mă iubește maxim, deci n-am treabă cu ea. Eu nu te iubesc decât când o să te iubesc. A, da, pe interes atunci. Cum ar veni, da? Păi pe interesul trebuie tău, să da. Iubești sufletul. Eu o să te iubesc în interesul tău. Așa, atunci. Că ne ceartă doamna Andreea. Ne ceartă doamna în cască, vezi? Dacă da. În cască, nici nu o să am în viața mea. Așa, fii atent. Deci, Andrei este un băiat care poate purta și un pantalon cu vedere la gambă. Ceea ce nu se va putea spune despre un alt participant la eveniment pe care o să-l avem mai târziu, nu știu exact când, dar l-am reținut. Așadar, bărbații care, au, care nu au gambe, au picior de recamier sau ne-au zăpăcit cu pilozitatea, că și asta, știți? Așa e. Așa, stați acasă sau vă puneți pantaloni lungi. Eu nu vreau să extind discuția,
unde mi-ar conveni mie să o extind și unul că nu mi-ar conveni. Las-o, dragă, să se exprime. Nu! Ia aude, știi... Eu voci! Despre pantaloni lungi sau scurs, relax. Deci, nu vreau să extind discuția. De ce? Pentru că un bărbat adevărat nu poartă sandale, cum nu poartă sandale, nu poartă niciodată pantalon cu vedere la nimic. Vorbim despre eleganță aici, atât. Da? În rest, artiștii, whatever. Dar un bărbat oameni elegant nu poartă niciodată pantalon de costum cu vedere la piciorul gol, cum e mai nou trendul de vă încălțați fără ciorapi în absolut orice fel de pantof. Vedeți că doar un anumit tip de mocasin se poate purta fără ciorap. Nu toți pantofii cum purtați voi. Nu știu cine va spăla creierele în direcția asta. Instagramul probabil, abar n-am. Da, deci un bărbat nu, niciodată nu-și arată nici degetele la picioare, nici gleznuța, nici gămbuța. Zmăiluțul e bine? Nici mânecuța, gen cămașă cu mânecă scurtă, etc. Da. E Andrei, el. E el, da. Alina Eremia. Acum o să sară toată lumea. Da, de smiley-ți niciodată rău. Păi am zis. Da. Ia zic că de ce are bune să scurtă, ce vreau de ce arată piciorul. Zic ce vreau. Ce? Da. Nimic, Alina Eremia. Da, mă, ne-a explicat mult de tot, că nu știu ce, că nu știu cum. Am înțeles, ok, combinația nu este ok. Am înțeles tot ce ne-ai spus. Vezi și cu bila aia, ce e poșeta aia, gentoiul ăla, nu e ok, ce e aia? Nu știu. Așa, fusta poți să o păstrezi, nu avem nimic împotrivă, bagă-ți-o cu niște sandale, vezi că cred că mai ai niște ghete tu, ceva gen Balenciaga, ceva, am voie să spun, relaxeste, că nu e la noi. Alea ascuțite, nu? Ceva sau de care are ea, ori cu flori, ori cu leopard, ori cu bani, ori cu ceva, nu știu. Așa, bagă, că vrei să o arăți pe ciudat, că așa îți spune ție stilistul, ok, că trebuie să fii ciudată, nu trebuie să fii, trebuie să fii sexy și e mișto. Așa. Și tricou cu asta, deci nu, combinația iar cu bocanci, bă, când vă văd în bocanci, ce nebunez. Bă, cine v-a zis, nu știu, v-a zis voi cineva că e mișto femeia în bocanci? Nu, e, mă. Dar sunt și bocanci mișto? Sunt, mă, dar foarte puțin. Am portat eu la sunt care foarte acasă, puțin bocanci mișto. Ăia, da. Și sunt foarte puține picioare mișto care pot purta bocanci mișto. Da? Bocancu e greu de purtat, dat. Victoria's Secret sau stați acasă în bocanci. Nu există. Credeți-mă, nu. Da, Lena, da, eu, da. Adică eu nu știu de ce trebuie, știi? Dar ce, dar doar că ești Victoria să poți să... Bă, da, știi? Adică ce să fac? Adică cum ar veni? Ce? E ok și la mijloc? Pentru că alegi asta, dacă vrei să fii ok, că vrei tu, dar nu e ok. Nu e ok. E ori așa, ori așa. Ce să facem? Așa e tot în viața mea. Ori așa, ori așa, nu există la mijloc. Trăim la... Voi toți trăiți la mijloc. Undeva, într-un melanj, în care nu mai contează, merge, trece. Nu merge nimic, nu trece nimic. Vă mințiți. Da, prost. Amos Midas. Bravo. Ce a fost asta? Nu știam dacă ai terminat cu Alina Eremia și dacă trebuie să introduc... Da, așa cheamă, că ai zis ceva, nu știu, mă rog. A, uite că scrie acolo, da. Așa. Așa, au venit gambrele mișto cașto, pline de păr negru oribil. Băi, fii atent, fiți atenți aici, băieți. Normal că, na, pilozitatea fiecăruia e pilozitate. Eu nu sunt pro-epilation la băieți, că nu mi se mai pare nimic masculin că te duci și te epilezi. Numai ideea. Și acum o să sară toți mafioții. Neadevărat că noi avem aparat acasă cu care ne tundem. Bravo, măcar atât. Așa, că nu mergeți la salon. Da, mulți mergeți la salon, tăceți. Așa, și la pensat, și la alte aberații. Oricum, asta cu pensatul... Asta e... Bă, e groasă rău, ce-ați pățit, mă? Bă, sunteți 70-80% pensați, mă, ce-ați pățit, mă? Ce e cu voi? Nu, adică asta cu pensatul e gravă rău de tot. De ce vă pensați, te-s nebuni? Ce înseamnă asta? Mă rog. Da, nu vrem să-ți vedem piciorușele alea care ies din pantalonașul ăla. Nenea e cu care era cu masa, exact, pe el. Exact. Și cu rochie, da, și cu nu da, știu ce. Cu rochia, da, da, care purta rochia. Din la câmpuț. Da. Nu e, e groaznic, mă. Nu vrem să-ți vedem piciorușele. Sunt nasoale rău. E urât. Așadar, bărbații care sunt foarte păroși, cu pilozitatea accentuată, da, și o acoperă.
da? Sau o tun, sau whatever ce e de făcut. Da? Că e nasol. E bine. Prost. Simina. Lui Simina o să-i rămână numele, știi? WhatsApp-a, cred eu. Dar nu-i nimic. Da, este o rochiță de la mine. De acum, suntem în 2019, da? Da. Să fie 4-5 ani, nu? 5 ani. De acum 5 ani, da, bravo. Mă bucur că Gypsy. Ai zis. Da, Gypsy. Uh-huh. Fii atentă, Simina. Tu ești o minionă. Foarte bine proporționată însă. Te știu, ok. Fără geci supradimensionate, fără pantaloni largi, fără ți-o împing, ți-o îndesuri din alea pe genul cum se poartă acum, tricou de 7 ori mai mare, etc. Tu ești o minionă. Mă bucur că ne-ai anunțat că ai mai slăbit sau etc., dar nu mi-am amintesc că aș fi fost ea grasă. Nu, mă rog, nu știu, nu mi-am pus o pot, nu te-am văzut eu în perioada aia, bar n-am. Tu trebuie să porți doar ținute foarte cambrate, scurte, care avantajează o minionă, da? Deci fără geci supradimensionate, etc. Pentru că fiind minionă, cum să spun, proporțiile sunt foarte ușor de stricat vizual, da? Deci fără geacă. Alexia Țalavutis. Mhm. A, că ea e vintage cu nu știu ce. Bă, vrei să zic ceva? E. Fii atentă, e prost combinația. E proastă combinația, scuze. Dar eu sunt ok că tu te ții așa pe direcție. Uh-huh. E bine. De ce e proastă combinația? E proastă geaca, da? Dar în rest nu ești. Deci dacă ai fi fost cu jeansul, nu știu ce ai pe dedesubt. Pare o bustieră ceva sau bustieră, un body. Bustiera și arauz. Deci pantofii sunt ok, poșeta cu jeansul și îți trebuia o bustieră, uite zic eu, din dantelă nude sau neagră, da? Și era ok. E puțin, te duci înspre, e, am văzut-o eu. A zis 80-iș sau ceva, nu știu ce. Da. 80-ist. Ce trec cuvântul ăsta? Bă, ne zăpăciți, mă, vă zăpăciște, mă, social media ăsta. Aveți numai termeni de ăștia, 80-istă. Păi, is that? Mă rog, adică a tradus 80-is, cum vrei, nu? Mm-hmm. Așa. E ok direcția. E puțin Olivia Newton-John, așa vrea ea. Mm-hmm. Da. Da, du-te, da, acolo, dar du-te. Bă, când te duci. Du-te în plin. Bă, du-te, bă, de tot. Deci duceți-vă de tot ia și rămâneți acolo. Chiar, e ok. Chiar da, am văzut că se, da, da, s-a calat pe... e ok, fii atent geaca. Geaca, nu o păstrez, dar... vezi că în jos... printurile astea se poartă foarte greu. Ele se poartă ori într-o amestecătură de printuri asemenea, dar complet diferite, da, dar același gen. Ori în jos, ce să zic eu, te poți duce pe negru sau pe gri închis, da? La geaca asta, ok? Gri închis, nu negru, gri închis. Da? La pantalon. Scurt. Cu pantalonul scurt, dar e drăguț. La pandia, la piciorușe. Mm-hmm. Da, mă, uite, vezi? Adică compară ăsta dinainte cu fața de masă, compară-ți picioarele. Deci nu contează cum ar... Ba, contează cum... Dacă nu, eram toți Victoria Secret, pă, știi? Dacă nu conta. Contează, cum să nu conteze? Și țineți cont de asta. Nu înseamnă că, nu știu, dacă n-am gambele mișto, am capul prost. Nu, dar țineți cont. Nu ne putem dezbrăca toți în același fel. Asta este viața. Nu toți ne îngrijim la fel, nu toți arătăm la fel, nu toți suntem proporționați la fel. Cacove. Am înțeles. Știi? Da, mă, ești ok. Bine. Ești. Doamna Dana, vă întrerup un pic acest discurs extraordinar. Motivațional. Pentru că avem urmează... nevoie de puțină publicitate, dar ne întoarcem că nu mai mă filmează, avem verdictul continuu. Așa, da. La Vorbește Lumea continuăm verdictul Danei Budeanu. Ce urmează, scumpul? Andreea Antonescu. Așa. Ia să vedem. Da. E prost, dar sincer apreciez foarte mult felul în care vă explicați alegerile vestimentare.
pentru că felul în care îmi explicați alegerile voastre îmi arată că vă pasă. Asta clar. Nu contează că ați greșit sau nu ați greșit. Contează că de fapt vă pasă și că într-adevăr vă gândiți mult. Dar în cazul de față, nu este grav faptul că greșești, cât ar fi de grav faptul că nu ți-ar păsa, da? E, în cazul de față, ce e prost, am spus, și da. La fel ca și în cazul colegei pe care am uitat cum o cheamă, cu buzele, Ana Baniciu. Suntem în aceeași situație. Și cu buzele, și cu sprâncenele, și cu tot. Nu ai nevoie. Știu că nu se mai poate face nimic acum, dar nu ai nevoie. Nu ai nevoie. În rest, ținuta este... nu e ok deloc. Nu e vorba de mov cu siclam. Nu am nimic împotriva amestecului ăsta de culori. Cizmele sunt ok. Dacă îți plac franjurii, nu fustă mov în franjuri. Ia-ți, nu știu, neagră, maro închis, etc. Nu cu cizmele astea. Dar cizmele poți să le păstrezi. În rest, nu e pilă. Mateo. Da. A zis că e cu festivalul, cu nu știu ce, că ăsta da, e... Da. Da. Sincer, ăsta nu este un outfit de festival, ca să știi. Asta zic așa pentru tine când o să mergi la festival, în sensul ăsta. Că nu e... Vibe-ul de festival și, mă rog, depinde și de festival, este un vibe hippie. Știi? Aha. Ăsta este, de fapt, vibe-ul de festival, da? Este această hipioțeală, mă rog, inventată la Woodstock și... și dusă. Care dusă pe parcursul da, anilor s-a transformat în altceva. Dar ăla-i vibe-ul. Da, mulțumim tare mult, doamna Dana, ne bucurăm de revedere și uite așa, luni de luni o să stăm de vorbă aici pe canapeluță. Mulțumim tare mult, ocupați-vă de prăjituri, că am investit în ele.